Cernă și Sabrina sunt din ce în ce mai apropiați, iar declarațiile nu se mai opresc între cei doi. Ce? Nu se spune în fără nici de ce. De ce? Înțelegi că te-ai păsut? Așa. De ce? Ce să zic, băi, am zis că poți să-ți dai seama că chiar ți-e mai mult. Pentru că am început să lucru important. Pe semnele noastre, nu niciodată. Nu te referi la separarea noastră, că ți-e așteptarea. Are legătură cu chestia mea, dar nu actele în sine. Ce ți-am zis că e prioritar pentru mine de azi asta și n-aș putea trece peste ce? Ce te-ai înșelat? Prima, ți-am început peste. Ai zis că am făcut asta? Da, logic. Nu te mai gândi la asta, știu. Nu, pur și simplu mă gândeam că chiar așa cum crezi că am început. Eram doar mai eficientă și mai atentă, dar nu știu. Dacă cumva să merită sau nu se merită, știi? Nu, bine, tu erai cu gândul și minte și pentru și inima încă acolo. Nu, în totalitate. Nu, în totalitate, n-am să-mi spun totalitate, dar erai. Da, dar niciodată... Ăsta a fost motivul principal al... Niciodată în ideea de a merge înapoi. În momentul când a fost stop sau... sau alte chestii sau sublinații, motiv era ăsta, pentru că tu nu erai, da? Iar tu știi tot felul de alte motive. Nu, motivele pe care îți ziceam nu erau neadevărate. Păi nu erau nici adevărate. Nu erau neadevărate. Să le iau cu uite adevăr. N-ai, ar fi nașpa să zici un tip cu care pentru cunoaștere că, știi, eu nu pot să mă pus acolo, adică și mie mi-ar fi cumva. Nu te îngeriți. Bezi. Bezi, prea mult. Nu. Te rog. Dar te rog frumos. Uite-te dacă te rog. Închide eu. Da. Ce să nu faci de mine? De ce este aia, mă, supălici? Vezi? Dar bine, nu spuneam. Mă, da, pe mine, dar bine, nu știu dacă aici, da? Ce te iubesc, femeia? Da, nu te spune, da, la început. Da, nu te spune, da, dar e îndrăgătine pentru că nu știu. Te iubesc. Dar bine, nu știu. Știam că o să fie eu. Dar cum va arăta viitorul pentru cei doi afară? Să vedem la ce concluzii au ajuns. Cred că e cele mai frumoase buze, sincer. Dacă ți-ai consumat ceea ce mi-ai zis tu și nu mai există nimic după. Nu există, pentru că nu ești nici tu de om care să lași o chestie să stingă, nu? Dar așa cum tu ai explicat că n-ai cum să lipsești de mine sau ceva, așa te saturi, pentru că la cum mă știi sau cum ai cunoscut cumva, n-aș putea să las interlupic să las o chestie între noi, cam așa văd și eu lucrurile legat de tine. Și în general o chestie de genul ăsta face să te saturi. Cred că îmi întărește mai mult ce intri cei doi. Ești prima la care simt atât de intens. Adică la lângă care tremur, lângă care zâmbesc, de-abia și te văd, când o ating, îți gata. Și fain, rău. Că tu ești fericită și ești împlinită, perfect. Că mă duc când te sărut așa de mult, dacă nu simt că mi se comentează și picați de aici, plămâni, plămâni de și toate cu ale tale. E fain să știi ce e fain. Așa să reușești să faci să te iubească cu o femeie cum ești tu. Adică ești mai dificil, așa? Nu ești dificil. Ești doar tu. Te-am zis că o să nu se mai iubesc mult. Ai zis că tu în condițiile astea ai doar un simplu cuvânt de spus. Au! Dacă nu zici nici pe ăla. Dacă nu zici pe ăla, păi fac eu să-l spui și pe ăla. Au! Au! Asta e ideea să ne bunești, nu? Ideea e să te... Să fierbi acolo, ești...
Da. Atunci ce mai avem? Știu, cred, dar răbdarea... Dacă ai avut șansă de numai 15 minute? Nu știu. Poți să mai ai. Mă enervează că tu pare că știi prea bine ce faci, mă enervează chestia asta. Și ciudat că știu. Ca și mai aveam rost la orice întrebare, numai că din chestia asta, știi? E o chestie importantă pentru mine și tine. Că dacă nu, sunt o frustrată în viață. Da. Te gândești cum nu o să mă lași niciodată să fiu o frustrată, așa? Păi, dar n-ai cum să fii frustrată. Da, mi-a dat seama niște chestii așa, când am făcut hotel. De ce mă să-mi dă taci? Parcă, na, mi-a dat seama niște chestii, ce trebuie să tac? Mai mult așa rușine de corpul meu, știi? Și până să ajungă să mă cunoască omul lângă mine, nu accept ideea să mă vadă naked sau să, nu știu, să pun neapărat mâna, știi? Vreau să fii soția mea, mă, femeie. Vreau să avem copii, vreau să facem lucruri împreună. Ce altceva în afară să te încapul meu? Why? Jur. Chiar jur pe chestia pe care. E și o chestie bazată și pe sentimente, pentru că la început aveam chestia asta, dar nu era atât de vulcanică cum e acum, amândoi. Ba asta, dar să știi că a fost la început, prima dată când ne-am sărutat. Ah, da, stai că mi-amintesc că aveam, simțeam niște chestii și atunci. Dar după când am dat frâul liber la toate, gen și iubirea și cu chestia asta, mult. Da. Și cred că poate fi și mai. Da, poate să fie, clar. Eu cred asta. Da, o să fie după. Atunci o să fie și mai. După ce? Bine, apare Matea și te miri că de ce zi. După facem sex. Dragoste. Vorbește frumos. Vorbește frumos. Vorbește frumos. Vorbește frumos. Vorbește. Da. N-ai fi vrut să spună el aici că și-a dat seama cumva că tu n-aveai o treabă încheiată acolo sufletește, din trecut. Din trecutul foarte apropiat. Acesta a fost motivul? Sau unul dintre? Unul dintre. Poate cel mai important. Da. Dar cu câtă vreme încheiasești relația înainte să intri în casă? Teoretic anul trecut în februarie, practic anul trecut în noiembrie. Și practic de câteva luni, de vreo trei. Cam așa. Luni. E cumva de înțeles. Și ți s-a... Explică-mi un pic. Atunci când v-ați despărțit, ți s-a părut că nu dai suficient de mult? Că cam ce a fost în mintea ta? Păi, că atunci erau alte motive, nici nu mai țin de ce motive ai invocat. Păi tot cam asta a fost, că nu ajung la același nivel cu el și simt că nu pot să-i ofer ce mi-ofer el sincer. Și oricât mi-aș fi dorit, cumva mi se părea că e nedrept față de el și mai bine să o las așa, decât să-l țin. Deși spunea el cumva că deja știa în felul lui lucrul ăsta, deși nu l-a verbalizat. Da, nu. Dar tu când ți-ai dat seama? Sau cum? În momentul în care am întrebat cunoașterea, atunci mi-am dat seama că, practic, știind, pentru că mi-a povestit câteva detalii, știind că totul era destul de recent, era clar că cumva n-ai cum, sufletește cu inima, încă ești acolo, adică ori de cât de puternic ai fi. Și știam că am nevoie de multă răbdare, știam că trebuie să mă înarmez cu lucrurile astea și de atunci mi-am dat seama. Știam de atunci. Da, știi că vorbesc, am tot, au văzut discuții pe grupuri cum că cineva din afară îți scria ție despre fostul iubit. E adevărat? Nu. Adică primeai informații despre ce mai face el? Niciodată n-am primit. Și, nu știu, au fost ceva comentarii la Caprici la un moment dat în care se povestea cumva istoria, dar nu am primit în casă nimic. Se spunea că mi-ar trimit vară, mi-a scrisori, cum că nu știu cine mă așteaptă afară, dar nu avea nicio legătură. Sunteți bine acum, așa pare. Foarte și bine. Conectați. După multă vreme, păreți conectați, adică
cred că sunteți, nu păreți, asta nu pot să mimezi treaba asta. Dar e foarte ciudat la voi cum se întâmplă când sunteți, cum ați fost în weekend, de nici nu vă vorbeați în gală, de exemplu, sâmbătă și Perne și era supărat că pe el nu-l ia nimeni în brațe și așa. Și să înțeleg că de atunci îl tot iei în brațe și uite ce bine e. Da, vezi? Deci mie mi-e bine. A, acolo e cheia, cred. Da, acolo e cheia. Așa. Și despre ce mai discutați voi? Despre ce o să fie luni? Ați mai discutat? Nu. Faceți o chestie spontană? Adică... Nu. Am încercat, era o mică, mică discuție, dar nu a fost neapărat discuție, a fost așa o stare de-a mea și mă gândeam, dar... O lăsăm așa. Da. Ce? Ce te gândeai? Hai că eu știu ce cam zis pe blog-ul. Nu, pur și simplu mă gândeam la... Ți-e teamă ca nu cumva să nu iei decizia corectă, nu? Da, m-am gândit la asta. Sigur, mai aveți atâtea zile, nu foarte multe, dar suficient de multe cât să o întoarceți pe toate părțile. Nu. Eu nu sunt genul de persoană care se întoarcă pe atâtea părți. Sunt două părți, atât. Da. Două părți.